bucur că v-ați alăturat și să vă spun că suntem împreună cu ziariștii culturali de prestigiu, veniți și din țară și de la Iași. Și pentru că noi așteptam și pe tinerii ziariști culturali de pe la licee, din păcate e foarte greu să îi aduci de acolo, sunt niște proceduri pe care mai degrabă te lepezi și e păcat că e atât de greu să-i aduci, totuși să vadă scriitori, să vadă redactori, pentru că trebuie să semneze părintele, trebuie să semneze directorul, profesorul, pe unde îi duce, cum îi aduce, să nu sară un criminal, un pedofil, și așa mai departe, știți dumneavoastră, profesor. Aseară a fost o discuție foarte interesantă aici, chiar provocatoare, pe care Bogdan Crețu a moderat-o. El a fost mai parcimonios și cu mine și cu alții și a lăsat-o așa într-o formă de întrebare, ceea ce este cel mai important. Vă spun că ne sunt alături redactor șef de reviste culturale. Iată, intră Adrian al Gheorghe de la Piatra Neamț, de la revista Conta. Calm și liniștit, Aurel Pantea de la Discobol, stă acolo, de la Alba Iulia. Scriitorii basarabeni, pe care îi citim în toate revistele lor și e bine că sunt acolo. Arcadie Suceveanu, Leo Butnaru, Ion Moldovan, omul care l-a debutat pe Eminescu, nu? La Familia. Sigur că da. Una din revistele importante ale literaturii noastre. Vasile Tărățeanu, nu mai spun. Unde e revista, Vasile? E acolo, de la Cernăuți și el implicat în mai multe proiecte editoriale. De la Bârlad, profesorul Gruia Novac, așa-l cheamă, găsit. Gruia Novac, care, iată, a ajuns la al câtelea, domnule profesor, al revistei La Baad, un proiect în al nouălea. O revistă care s-a ridicat efectiv la nivelul revistelor mari ale literaturii noastre. Acum să-l amintesc pe Nicu Corlat, care este redactor la revista Hyperion, și lângă el pe Paul Borban, care el însuși produce, creează o revistă de mare actualitate și de mare interes în ultima vreme pe piața noastră literară. Dar, și sigur, anfitrionul nostru, să spunem așa, Lucian Vasiliu, care prezidează, conduce revista Scriptor, pe care ați văzut-o aseară într-o prezentare. Eu sunt în stânga unui băieț de lără, bravă, eu cer de la o să da. Și mai în spate, Eminescu, Oleciu și revista Urme cu... Da, eu vreau să-i chiar vreau să-i invit pe tine și să se prezint. La Olimpiada Națională franceză, pentru că suntem în zile francofoniei la Iași. Scuze pentru o paranteză. Da, chiar vreau să se și prezinte invitații noștri. De la liceul Miron Costin, apropo de Gruia Novac, Miron Costin, Grigoriu Urechi, Dimitrie Cantemir și alte rădăcini. Așa cum... Și mie face plăcere să o prezint pe doamna profesoară Cristina Ciprian de la liceul Garamete Brăileanu și ca profesoară și scriitoare în paginile revistei Scriptor și coordonatoare de cenacuri și grupări literare în liceul Garamete Brăileanu. Și sigur că despre fiecare putem spune câte ceva, pentru că, iată, n-am prezentat-o pe profesoara, dar și scriitoarea, poeta Cristina Ciprian de la Târgu Mureș venită, e alături de noi, cred că e în tema cu presa culturală, cu siguranță. Cristina Doroftei. Doroftei. Se confunda cu insula Cipru. Da. Aș vrea să-l provoc pe domnul profesor Daniel Conturache, pentru că noi deja, pe o jumătate de oră, chiar am vorbit despre presă, despre presa culturală. Doamna Cristina Ciprian poate confirma, eram aici. Pentru cei tineri,
Am câteva opinii studențești și vă rog să le luați, ca să vedeți, de exemplu, cum apare opinia studențească, cum e scrisă, ce subiecte are acest săptămânal studențesc. Puteți să le luați. Să știți că e o revistă profesionistă și e bine făcută. Dar invitatul nostru de astăzi, în special, este domnul profesor Daniel Condurache, de la Facultatea de Litere Despărțământul Jurnalist, să-i spunem așa, nu? Cum spun ei de la Astra. Și n-aș vrea altceva decât, timpul pe care îl vom petrece împreună, decât să fim într-un dialog. N-aș vrea să-l aud pe domnul profesor vorbind de unul singur și după aia închidem și plecăm. N-aș vrea să-l aud pe Arcadie Suceveanu vorbind și așa mai departe. Haideți să vedem, de fapt, unde suntem. În presa tinerilor și, de obicei, presa tineretului e o presă cu accente social-culturale, că nu e o presă economică sau politică în mod expres. Și unde suntem astăzi în această presă? Domnule profesor. Bun, acum eu să-mi dați voie să nu fiu așa de ceremonios, pentru că aveți aproape așa un tip de ritual în a vă... E, pentru că nu suntem foarte mulți, am ținut să-i prezentăm și pe invitați. Eu să vă spun că am ascultat cu mare atenție dezbaterea de aseară. Pentru cei care n-ați participat, vă pun foarte scurt în temă. Era vorba despre presa culturală între tipar și epoca internetului. Și, contrar opiniilor mele, sunt încheiat într-o notă foarte optimistă. Bogdan Crețu, asigurându-ne că nu moare nimic, totul stă în picioare, să fim liniștiți și să plecăm acasă cu gândul că o să avem în continuare publicații culturale de foarte bună calitate. Eu am o viziune mai catastrofică aici și asta aș vrea să o împărtășesc cu dumneavoastră. În primul rând trebuie să vă spun că viziunea asta vine dintr-un tip de experiență personală, așa, care fără îndeală că mă forjează în ceea ce am să vă spun, sunt un fel de dinozaur de ăsta care am parcurs câteva etape importante din jurnalist, din ziaristică, din spuneți-i cum vreți, de la perioada în care opinia studențească era o publicație studențească de un foarte mare impact la public și noi n-aveam nicio grijă să ne intereseze cât costă chestia asta. O scriam pur și simplu. Am avut privilegiul să asist la interstițiul ăsta din 89 și din paginile opinii studențești s-a născut un business de presă. Un cotidian, Monitorul se numea, care a fost, la un moment dat, editat în 22 de ediții locale. Am privilegiul sau nenorocul să fi fost vreo 7 ani de zile redactor la rețeaua asta de cotidiene locale, care apărea simultan în două ediții. Și trebuie să vă spun că am amintiri cumplite din perioada respectivă, pentru că, spre deosebire de perioada anterioară, era foarte important cât costă toată aventura noastră, care avea și o porțiune romantică, ca să zic, așa era perioada aia schimbărilor, credeam noi, făcut odată pentru totdeauna. Și, în sfârșit, un al treilea tip de experiență, în care, pe spieții proprii, ca să zic așa, din 1998 finanțez probabil singura publicație săptămânală din România cu apariții neîntreruptă în vremea de 40 de ani, care este Opinia Studențească. Și care este făcut în principal de studenți de la Departamentul de Jurnalism Științele Comunicării. Și aici au fost mult mai multe fete, ca să zic așa,
Iar redacția care se schimbă în fapt cam o dată la 3 ani de zile seamănă foarte bine cu generația pe care, îmi pare rău că nu este profesorul Crețu aici, o crede că e nativ digital, cum spune Andrei Pleșu. Eu cred, parcurgând experiențele astea, că de fapt nu ne găsim într-o criză de etapă, ci de fapt ne găsim într-o schimbare majoră a modului în care se face comunicarea, fie ea și culturală. Suntem într-o criză în care eu încă nu știu cum o să ieșim și principala criză, așa cum spunea și Arcadie Suceleanu, este legată de suporturile pe care noi facem meseria asta în acest moment. Fără îndoială că suportul de hârtie moare. Și v-aș întreba dacă ați avut prilejul, că tot invocăm tot felul de publicații culturale, dacă ați avut vreodată curajul să adunați tirajele publicațiilor culturale din spațiul românesc de la ora asta. Eu nu le știu pe toate, dar știu câteva. Iar aceste tiraje pe mine mă înspăimântă. Dilema, care este singura publicație culturală care este auditată de Biroul Român de Audit al Tirajelor, trage sub 4.000 de exemplare. România Literară, între 1.000 și 1.500. Observatorul Cultural, care este o publicație scoasă de o casă de avocatură până la urmă, nu trage nici mai mult de 1.000 de exemplare. Ei, dacă luăm și adunăm lucrurile astea și împărțim la populația cititoare, ca să spunem așa, eu cred că avem dimensiunea unui tip de dezastru și n-aș fi așa de mândru și de sigur cum era Bogdan Crețu ieri, că nu se întâmplă nimic. S-a întâmplat ceva fundamental. Mai întâi s-a întâmplat ceva și cu generația mea. Eu, care sunt născut și am mâncat hârtie de ziar toată viața, n-am mai citit un cotidian pe hârtie, cred că de 4 sau 5 ani. Până acum, 10 ani, tabieturile erau astea. În fiecare dimineață, 2 ore, citeam ziarele naționale importante și cele locale. Nu mai fac acum. Nu mai am nevoie. E destul să-mi deschid calculatorul și găsesc acolo tot ce este. Spuneți, nu s-a întâmplat nimic. S-a întâmplat. Problema mare este însă că, deși tirajele sunt mici, noi nu știm nimic despre audiențele pe care le avem. Nu știm nimic sau știm aproximativ, știm numai ceea ce ne convine despre publicurile noastre. Alaltă ieri am avut un curs la anul întâi, am avantajul ăsta că îi prind imediat după liceu și am întrebat câți dintre ei citesc presă scrisă. Niciunul. Presă pe hârtie. Erau 100 de copii care doresc să devină jurnaliști. Am întrebat cât dintre ei știu franțuzește, pentru că eu urma să le prezint câteva lucruri legate de presa cotidiană franțuzească, care arată foarte bine din multe puncte de vedere. Aflați că nu mai știe franțuzește niciunul dintr-o sută. Toți știu un fel de engleză aproximativă, ca să zic așa. Și foarte interesant că există și câteva tipuri de acțiuni de astea care li favorizează engleza, ca să zic așa, una dintre acțiuni, un tip de excrocherie care folosește la toată lumea, care se numește orca întrebă. Deci merg să muncească pe bani în America. Și își găsează și limba acolo, numai că în momentul în care vin, vorbesc un fel de slang, așa ceva, în niciun caz de engleză literară. Aștia sunt cititorii dumneavoastră, aștia sunt cititorii noștri. Din ce în ce mai greu este să conving ca un grup de 15 copii să vină să facă voluntariat la o publicație care apare săptămânal și care se face cap coadă. Pe an ce trece, e mai complicat să-i convingi să-și aloce 2 săptămâni din viață pentru povestea asta. Și în mare, așa cum spunea și colegul și convivul meu de astăzi, v-aș invita la o privire mai realistă, ca să zic așa, asupra realității, modului în care se face comunicare culturală în general. Și una din întrebări este, și o provocare în același timp, dacă tipul ăsta de comunicare culturală trebuie să aibă legătură cu ceea ce numim tot împrumutat din engleză, din americanește, industrie creativă. Pentru că până la urmă să găsim mici
subterfugii prin care o să putem finanța pe porțiuni foarte mici tot felul de aventuri culturale. Eu vă întreb la momentul ăsta dacă unul dintre părinții mei scoate un roman excepțional sau o carte de poezie excepțională, cine îmi spune mie că este excepțională? Lucian Vasiliu, Bogdan Crețu, profesorul Călinescu, profesorul Manulescu, Cristea Enache sau Piața? Și vă mai întreb așa, în lipsa celui care dă canonul la momentul ăsta, cine va hotărâ peste 15 ani, peste 30 de ani, ce-o mai rămas din ce s-a scris până la momentul ăsta? Cred că asta e zona în care ne aflăm. Eu cred că este inconfortabil din multă dezordine aici și v-aș invita, de fapt, să discutăm cu cărțile frumoase, cum se spune lucrurile astea. Și de tămâiat ne tămâiem după. Okay. Haideți să începem cu cel mai îndepărtat, dar și cel mai apropiat de noi, cu Ion Moldovan, care păstorește revista Familia. M-am uitat pe hartă, dumneavoastră, domnul Moldovan, ați venit de la cea mai mare distanță, de la vreo 600 de kilometri. Păi, tot ce pot eu să vă spun, știți deja. Eu nu sunt, să zic, lucrător într-o publicație de tip Opinia Studențească sau publicații ale studenților sau ale altor categorii. Sunt într-o revistă de cultură care moștenește o tradiție și care, sigur, vrea să perpetueze această tradiție cu o încăpățânare care, cum să zic, e alimentată tocmai din, să zic, tradiția publicației. Sunt și eu absolut sigur că trupul de hârtie a unei publicații este, chiar în zilele noastre, tot mai amenințat de disoluție, de dispariție. În același timp, mă gândesc și în sensul acestei idei continuăm să facem lucrarea noastră, că o revistă de tip clasic, o revistă de cultură de tip clasic, trebuie să-și, cel puțin o vreme, să-și mai păstreze această constituție, pentru că ea ține de un fel de muzeu al culturii, în general, și al literaturii. Și chiar dacă ea nu mai e cumpărată decât de habotnici, a zice, cititori ai revistelor, sau care au colecții și care n-ar vrea să-și piardă, să-și facă o sincopă în colecția lor, totuși un număr de reviste, un număr de exemplare, zic, trebuie asigurat pentru a alimenta acele colecții care sunt, cum să zic, de patrimoniu. Și în sensul ăsta, noi și argumentăm forul nostru tutelar, financiar vorbind, Consiliul Județean, care înțelege această situare a revistei. Și în sensul ăsta, continuăm să ieșim lunar cu numere ale revistei Familia, pentru ca colecțiile bibliotecilor județene, ale altor tipuri de biblioteci, să-și poată menține, cum să zic, aș face o comparație, cum în la Banca Națională, nu există asigurat, așa, un, cum se numește, un tezaur, nu? Așa ne gândim că se cuvine să asigurăm și noi acest tezaur de siguranță culturală pentru revista Familia. Altfel, nu putem avea o altă percepție a realității decât frații, confrații noștri. Știm sigur că și revista Familia se citește mai degrabă pe internet. De aia nici nu se mai pune problema în evaluările anuale, finale ale managerului, care sunt
a numărului de abonamente, cum era odinioară. Nu mai e reprezentativ acest criteriu. Din moment ce oricine dorește, intră în colecția revistei Familia și o citește gratis. Gratis, da. Dar pentru că revista Familia împlinește în acest an 150 de ani de la înființarea ei, și pentru că întregul an pentru revista Familia este un an fast, dar pe care vrem să-l ritmăm cu evenimente care să marcheze această dată, nu foarte frecventă în cultura noastră, pentru că la noi știm cu toții, avem o vocație a începuturilor și foarte greu vocația continuității. Revista Familia este un argument că se poate continua, că există și această dimensiune, chiar dacă ea n-a apărut, să zic, calendaristic, din 1865 până în anul de grație 2015, ea, asemenea unui râu care are și parcursul subteran, a apărut în cele 5 serii, suntem în seria 5-a, și în virtutea acestei situări a revistei Familia, noi întreținem cu celelalte reviste, cu surorile noastre, cu, în general, cu oamenii, cu scriitorii, o relație extrem de prietenească și de tandră, pentru că numai astfel revista Familia poate să-și mențină statutul ei de foaie culturală importantă în istoria devenirii noastre culturale. Altfel, suntem și noi trăitori și victime fericite sau nefericite ale realității care ne înglobează pe toți. Această, să zic, decorporalizare a informației, la care încercăm să facem față, că altă soluție nu există, decât trebuie să ne adaptăm din mers. Nu există, sunt și, să zic, instanțe care pregătesc, antrenează această adaptare, dar se adresează mai ales celor tineri. Și ei sunt, de fapt, materia care intră în acest proces. Noi, cei care deja nu mai suntem atât de tineri, trebuie din mers să ne adaptăm în noilor realități și asta și facem, de fapt. Când în 90, anii 90-92, am primit primul calculator de la Șorș, am primit ca donație revistei Familia, norocul nostru a fost că am avut un tânăr în redacție, care el a învățat pe cont propriu misterele manipulării acelei scule extraordinare, iar de la el, de la cel tânăr, el a devenit dascălul nostru, a celorlalți, în așa fel încât astăzi, cum să zic, decent, putem să ne prenumărăm printre cei ai civilizației acestui început de mileniu misterios, care, cum spuneam eu, deși nu-i frumos să te citez, va fi fiscal sau nu va fi deloc. Parafrazând cele care. Cam asta, sigur, discuții vor fi și nu neapărat în săli atât de somptoase, dar vor fi și sunt, de fapt, și când se întâlnesc doi, deja subiectul nu poate fi evitat. Mai acolo unde sunt doi în numele meu, sunt și eu, da. Haideți să felicităm revista Familia la 150 de ani de existență. Nu uitați că revista Familia i-a dat numele lui Eminescu din Eminovici și l-a și debutat și probabil că a fost un gest de încurajare că Eminescu mai departe a rămas pe câmpul literilor noastre. Sigur că am vrea să îi prindem pe toți invitații noștri, cei tineri care sunt de la reviste școlare, ar trebui să-i termină. Da, să zicem Leo Budnaru. Da, eu cred că o să trec pe două, trei piste, dar să poftiți în drumul să faci. În primul rând, vreau să spun că
ce a vorbit liviu Ioan Stoiciu, e prima dare de seamă serioasă despre starea revistelor românești în spațiul virtual. Și eu subscriu la orice cuvânt, orice rând al lui Liviu. Cât de spare se împuținează presa scrisă pe hârtie, e bine sau e rău, noi suntem ființele unui anumit timp, noi nu putem să facem abstracție de acest timp, el ne diriguiește. Pe 93, pe 93 sau 95, când îmi propunea cineva să învăț calculatorul, nu, domnule, eu am să scriu în continuare de mână, mă gândeam, scrisesem un eseu despre manuscrise, despre celebre manuscrise al lui Tolstoi, al lui Flaubert, și acolo tranșeile alea insuportabile, când tipografii striga lui Balzac cu cigașul, când venea cu atâtea revindicări. Și uite că peste un an am ajuns la această minune, calculatorul, în mare învățându-l prin arta celebră a îmbolditului. Așa se învață calculatorul, să ai curaj, nu te temi de el. Și mă gândesc că noi nu plusăm la tirajul ăla de 1000 a României literar, alte câteva mii, probabil, care accesează. Se citește mult pe el. Noi trebuie să plusăm aici, nu ca optimist, că constatând ce se întâmplă totuși cu presa, blogul sau Facebook-ul, care sunt niște suplimente ale presei culturale în mare. Un articol de-a nostru poate ajunge chiar de mii de ore accesat. Asta e. Și ca o experiență, Liviu se întreba cum am putea grupa, face compact și cunoscută presa românească mai multă. O să vă spun din experiența rușilor. Eu citesc foarte mult, la ruși am mulți prieteni, am și invitat, colaborez cu ei public acolo, anumite lucruri scurtisime le scriu în rusește, poemile le scriu numai în românește. Ei au două saloane. Au revistele așa numite Tolstoi Jurnală, revistele groase, care se străduie să le țină în viață, cu mare tradiție aceste reviste. Și dar au ajuns și ele unele la 1.000-1.500 de tiraje. De la 5 milioane Trujba Narodov a ajuns la 1.000-1.500 tiraje. Sau Moscova și celălalt, sau Literaturna Gazeta. Roman Gazeta. Da, Roman Gazeta, care avea da, 30 de milioane și mai departe. Și ei au un portal care se numește Jurnal Nizal, Salonul Revistelor, unde sunt concentrate, din ambiția administratorilor, cele mai bune reviste ale momentului de volum, să zic așa, cu un volum cât de cât. Acum, prietenul nostru, un poet, un editor și un om de excepție prin vigoarea lui, Evgenie Stepanov, a deschis de o an de zile alt salon, salonul lecturilor, să zicem așa, salonul lecturii, unde e mai democrat, cuprinde, zicem, el are acolo vreo 40-50 de reviste, Rusia e mare, este și diaspora. Și aceste două portaluri, te duci și găsești orice revistă, îți anunțe din timp de noutăți și mai departe. Mă gândesc, dacă România, poate domnia voastră, s-ar găsi un om care să concentreze aceste site-uri disparate ale publicațiilor răzlețe într-un portal. Am câștigat mult, adică venind după viața românească, deschis eventual și România literară, deschis și opinia și mai departe. Deci e o modalitate, cred că, eficientă. Bă. Iar faptul că... Există, se numește România culturală, da, și... Se scoasă din cerere. Dar din ianuarea prescrită, februarie, acolo ai o coloană la revistă, în dreapta. O coloană la editură, în dreapta. Pe pagina sunt citate din revistele, din diferite reviste. Cele principale. Da. Uite, acest linian și dracu să lea cum se numește copila lui Manolescu ar trebui tras de un link. Cineva trebuie să o facă. Deci există un asemenea portal. Eu citesc revistele care sunt afișate una sub alta, așa,
apăsând pe titlul de revistă, dar este neactualizat, acolo sunt reviste care nu mai apar de mult. Sunt sigur că revista Familia Coronovescu. Care nu se deschid. Păi da, da. Eu vreau să spun că există o revistă România, a unui coleg de-al lor, se cheamă Euforiu, pe care n-am văzut-o de vreo 5 ani de zile, cred. De ani de zile n-am văzut. Nu are site. L-am întrebat pe Dumitru Chioar, care e redactor șef. Ce dracu e așa mare scovală să faci un PDF? Zice, păi statul n-are bani, nu dă nimeni bani să facă. Bă, frate, poți să faci doar un click pe dreapta. Știți foarte bine ce care se începe. Ăla de Paul Orban aici, un puș care are și revistă și editură și le face pe toate din câteva mișcări. Acest Euforion, dacă apeși pe el pe Euforion, nu deschide nimic. Și ca el sunt alte reviste. Există o rasă dar trebuie și bun simț, și, adică să ții, să-l actualizezi, să-l ai la zi și să respecti probabil portalul rusesc de care vorbești, că e internațional. Înțelege, de ce zic eu, da, cum ai spus, deja nu mai există, dar recunoaștem foarte multe reviste în România care nu au ajuns acolo. Pentru că nici nu își pot întreține, spre exemplu, un site. Eu, spații culturale la care publicăm și o revistă din provincie, dar o revistă de bună calitate, ea nu mai poate. Dacă și-ar trimite PDF-ul la portalul ăsta centralizat, și aia l-ar plasa, sau chiar familia, nu totdeauna poate. Și celălalt revistă, Euforion. Adică atunci ar fi eficient pentru că ar apărea. Da. Vreau să... Da. La uite aia. A doua pistă. Să vă informez cât de cât despre starea presii pretinerești și tinerești din estul Moldovei sau din estul României. Pentru copii, la Chișinău apar două reviste. Florile d'albe, care se numea Tânărul Leninist, și apare revista Alunelu, care se numea Steluță. Și noi. Și noi, pentru adolescenți care se numească Întâia Leninistă. Tot era Leninist. Dar sunt reviste de bună calitate. Astea sunt întreținute de guvern, adică de Ministerul Educației din Republica Moldova. O revistă a tinerilor, care a împlinit 20 de ani, deși este pur și simplu a scriitor, a fost Contrafort. Ea a fost conceput acum 20 de ani ca o revistă a tinerilor scriitori. Dar scriitorii, ajungând, pur și simplu a dispărut tinerilor din titlu și e o revistă bună, românească, dar cu sincopele de răcoare din cauza dezastrului care s-a produs la Institutul Cultural odată cu venirea tovarășului sau domnului Marga, care a fost un director foarte bun, excepțional, dar un administrator în cultură de foarte proastă faimă, așa. Și celelalte reviste. Clipa, da, da, care tot pentru tineri, dar uite, finanțată sporadic și neserios de respectiva instituție. Pe timpul meu, să vă spun așa, pentru că odată Liviu mă întreba, bă, spune cum era la acolo la păi, învățați românești, cum rusești, cum învățați? Ei bine, eu am ajuns să citesc rusești, propriu-zis, la 17-18 ani. Adică cunoșteam ceva rusești, dar comunele noastre fiind foarte mari, ne apărau. Deci dacă venea profesor sau specialist rus în negurenii mei, el trebuia el să învețe românești, nu eu să învăț în rusești. Ei bine. Da, am învățat în românește cum se învăța la nivelul care se învăța atunci în școala medie din mai multe sate, inclusiv la Chișinău. La Chișinău am avut o experiență de un an când m-am dus la școala Creangă. Erau două sau trei școli românești. Acum sigur că predomină școli românești. Era școala numărul 1 Cotovski, moldovenească, românească, moldovenească, cum se spune atunci, și Ion Creangă, care acum este liceu Ion Creangă. Eu venind de la țară, colegii mei, care la ore se discuta și se vorbea românește, în pauză vorbeau rusește între ei. Dar când apăream eu, de dragul meu, treceam la română ca să înțeleg și eu. Și ne-am pomenit în situația când Leo Butnaru îl amenința o notă de 3, adică ar fost un 7. Unicul la limba rusă. Dar profesor nu era un evreu de toată stima, erau unii sovieti de altfel și se uită și la clasă, la colegii mei, zice,
păi ce, punem lui Bucnarul un trei, uite, are mai 5, 4, cum era acolo, zice, nu, 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 ce facem? Zice, votăm să-i punem 4. Și primul act de democrație, de viața mea, când s-a votat să mi se pună 4 la limba rusă. Și uite, de atunci am ajuns ca o răzbunare a tinereții mele, când Avangarda era interzis, acum traduc, am făcut foarte multe antologii, autori și o fac cu o deosebită pasiune, adică nici ușa. Avangarda presupune, răspunând o subtilă cunoaștere a limbii rusă, dar în verbocreația lor, ceea ce românii spun, crearea de cuvinte, e greu să găsești uneori firul care ți-ar explica o noțiune. Și asta mă ajută mai mulți colegi, ruși, ovrei, stabiliți fie în Israel, fie în Spania, Spania de altfel în românești, am editat un Avangardist rus, fie în Germania, pentru că catedre de avangardă rusă există mult în lume, și să fie în Novosibirsk, cu școli bune, cu profesori serioși, și ei sunt generoși, pentru că și-au dat seama această pasiune a mea pentru avangarda lor este tocmai că vin dintr-o națiune care a dat avangarda, a plusat mult în avangarda europeană, adică română. Și ei semnă. În studenția mea, la Universitatea din Chișinău, exista un ziar cu numele rusesc, Chișinovsk Universitet, adică Universitatea din Chișinău, unde apărea melanj și românește și rusește textele care. Dar despre românește și dintr-o ambiție, că venit țărănașul venind de acolo, de la 80 de km din Chișinău, când am dat de DEX, am dat de Biblioteca Națională, nu au dreptate cei care se plâng că nu erau cărți românești. Ne-au vrut să facă școală românească în Chișinău și la Biblioteca Universității și la Biblioteca Națională să găsea revistele curente și secolul 21, 20, care cred că a fost unul din profesorii mei de literatură universală și în genul românesc. Și citind și ceva din biletele de papagalului lui Argezi, m-am ambiționat să am și eu o rubrică cu tablete. Ei, bineînțeles, aglomeram acolo atâtea neologizi, probabil acum nu ne așa, înțelege eu însă. Era ambițioasă de a părea deștept, dar nu s-a întâmplat. Și în acea revistă a Universității s-a întâmplat că redactorul șef, colegul nostru, pe atunci și conferențiar Ion Ciocanu, a publicat un articol pe mare despre Petruțu, din care, adică, a fost scos din pâine. A fost dat afară și de la catedră și din redactor șef. Adică, un simplu ziar a unei universități. Ziarele de la Politehnică și Medicină au trecut toate la rusești. La Medicină, pe atunci, după dezghețul hrușovist, au fost adunate manualele românești și extirpate, adică nimicite pur și simplu. Adică au trecut, noi nu am putut să ne treacă la rușii și au trecut ăsta în rusești. Fostul rector al medicinii, care se ținea bine că decât cu un spirit național sănătos, Testinețanu, a fost scos de universitate, pur și simplu, și alungat. Acum există și stradă și Universitatea de Medicină în numele lui Testinețanu. Ce drept a murit ca cavalerește, ca un cavaler, când s-au întâlnit după 40 sau 50 de ani absolvirea studiilor, dansând cu o colegă, a încenunchiat să-i sărute mâna și acolo l-a prins infarctul. Iată ce moarte a avut Testinețanu. Pe urmă, am fost angajat de student la un ziar pentru tineret, chiar Tinerimea Moldova. Era organul Comsomolului, dar era cel mai ambițios și mai curajos, Arcade, știi, că cât se putea la acel nivel. Non-conformist. Non-conformist. Venisem un grup de tineri în care au ieșit mai mulți scriitori. Și Nicolae Veru, de păcate, plecat 95 dintre noi. Și Victor Dombrăveanu, adjunct, plecat și el. Ioan Mânăscurt, prozator, Tudor Marin, Haralampe Moraru. Și am crescut odată cu acest ziar, dar la care nu ne-a menținut prea mult niciunul. Pe 9 septembrie, ziua Bulgariei, țin minte, ziua națională a Bulgariei, eu unul am fost scos din pâine și alungat de la Tinerimea Moldovei pentru un eseu care comemora, nu mai țin minte, și aniversarea lui Cogălnicianu, câți ani au fi atunci, nu se poate calcula, în care era amintit și Grigore Alexandrescu, munteanu,
pro-unionist și el. Ei, spomenește atunci Muntean și am pro-unionist acolo, sigur că era o mare crimă. Și acum când merg la București și mă opresc uneori în hotelul pe strada Grigore Alexandrescu, ar fi lumină lină, ceva light în engleză, se sună. Zic, domnule, uite, nu e meritul meu, dar de câte ne-am întâlnit aici și nu numai atât. Faptul că la Chișinău există strada Grigore Alexandrescu nu este meritul meu, dar zic istoria, face dreptate, ia surprizelor. Ce făceam? Noi știam că Uniunea Sovietică va cădea, tineri, dar credeam că nu o să apucăm în acel moment. Jucam șac sau beam și înjuram. Și cânteam Frăcesc Bazăreanu în Românii Carpați, asta făceam. Pe timpul lui Brejnev era un leșin politic. Bă, dacă nu vrei să faci carieră, puteai să fii și liber. Adică te mai chema pe la KGB, pe acolo, dar în fond nu te mai aresta, nu te trimitea. Și așa se întâmplă. Deci, această presă pentru tineret și tinerimea lor a dispărut. La un moment dat avea 220.000 tiraj. Vă dați seama, pentru o populație de 4 milioane era un tiraj foarte bun, dar n-a mai putut regista presa, nici în rusești, nici în românească. Multă presă care, cât de cât serioasă, n-a mai registrat în aceste condiții. În fond, mă bucur că în România totuși găsesc printre cei din staful autorităților, oameni înțelegători și susțin o apariție de revistă nouă. Este parcă incredibil că azi poate apărea o revistă ca scriptor. Și bine arată și ca format și o revistă serioasă. Ceea ce la noi deocamdată nu se poate. Avem și noi oameni și bogați și cu tare, dar spre cultură nu merg cu totul spre altceva. Și dacă ne sunt deschise căile spre prietenire din dreapta Prutului, spre colegii noștri care ne găzduiesc, chiar ne solicită, suntem recunoscători și eu cu plăcere mă simt mult mai acasă aici, în dreapta Prutului, unde pot publica orice revistă, de a da Dumnezeu să am sănătate și ca să am harul respectiv. Văd aici mai mulți directori de reviste, văd colegii mei care fac aceste reviste și m-aș întreba dacă vin de urma lor alții care ar putea propulsa revistele într-o perspectivă cât de cât. Orice tiraj ar fi, dar dacă este un suport, are unei reviste, un nucleu de hârtie, cred că există și celelalte emanații, ramificații și implicații ale acestei reviste. Vă mulțumesc! Eu aș vrea, dacă mi se permite, doar să adaug câte ceva la cele spuse de Leo Butnaru și aș vrea să vă atrag atenția asupra revistei care a nominalizat-o doar Leo Butnaru, Clipa. Ea inițial s-a numit Clipa Siderală, acum se numește Clipa. Este o revistă, cum să zic, foarte rară prin faptul că ea este a tinerilor și adresată tinerilor de creație. Adică, mai mult, este un atelier, un laborator de creație pentru tineri. Există și Cenaclu, Clipa, care întrunește tineri cu inclinații literare și care învață să scrie acolo. De altfel, ei se află în Casa Scriitorilor, la Uniunea Scriitorilor, le-am oferit spațiu în Casa Scriitorilor. Acum se întrunesc, din păcate, mai rar, pentru că și această revistă, din nefericire, pentru că s-a asistat sprijinul din partea Institutului Cultural Român, de acolo veneau finanțele, nu mai apare de aproape 2 ani, sau mai apărut în acest segment de timp, poate un număr sau două, nu mai apare de 2 ani, dar este o revistă la care colaborau și tinerii scriitori în formare, din România. O revistă cu totul și cu totul specială și care merită să fie susținută. O revistă de altfel făcută inițial de o scriitoare, apoi o tânără scriitoare, Aurelia Borzin, Eugenia Bulat, de foarte bună calitate, care colaboratorii ei fac școală acolo, deci și scriitori consacrați din la acele întruniri ale lor
Și, cum s-ar zice, se organizează un fel de masterclass cu, cu copiii care au inclinații literare. Și această revistă este o publicație a acestui atelier, care este mai mult decât un cenaclu. O revistă, pentru că astăzi vorbim despre revistele, presa culturală a tinerilor, a studenților, care deci merită să fie sprijinită. Acum avem cel puțin niște promisiuni mai ferme că se va relua acea finanțare și pentru contrafort, nu în formula veche, din păcate, nu în forma veche, dar cu un sprijin care le-ar permite apariția odată la 2-3 luni. Ceea ce e un lucru bun la, în condițiile, în, în realitățile noastre. Deci și Contrafort și Sud-Est Cultural, o altă revistă foarte bună, cred că unii dintre dumneavoastră ați văzut-o, a ajuns și pe aici, Sud-Est Cultural, și o revistă foarte bună, de asemenea este făcută la Bălți, la Universitatea din Bălți, SEMN, pe care o scoate la Bălți colegul nostru Nicolae Leahu, principal, unde există la Bălți o catedră de limbă și literatură română și sunt în jurul acestui catedră s-a creat un, un nucleu de intelectuali români. Este vorba de Margareta Curtescu, de Șleachtițchi, bine Șleachtițchi acum... Da, e bine la Chișinău, părere de rău, cum a venit la Cernăuțeni la Chișinău, așa vin și... S-a transferat la Chișinău, Adrian Ciubotaru, tineri, de foarte bună calitate. Și să sperăm că va fi reluată și această revistă SEMN de la Bălți, rețineți, o revistă extrem de, de serioasă. Bun, ar fi multe acum, Leo a răscolit și amintirile noastre de prima perioadă, iată, este Tărățeanu aici. Noi, pe atunci eu mă aflam la Cernăuți împreună cu Vasile Tărățeanu, Ilie Tudor Zegrea, Simeon Gociu, Ștefan Fostiuc. Profesorii noștri erau și scriitori în același timp, Vasile Levitschi, a fost Vasile Levitschi și Grigore Bostan. Ei bine, acolo exista pe atunci un singur ziar de limbă română, Zorile Bucovine. Acum sunt mai multe. Deci la acest ziar, nu știu, Vasile poate o să se, se refere mai, mai pe la... Ne-am format noi acolo ca tineri scriitori și așa mai departe. Unii dintre noi au mai migrat spre Chișinău pentru că era mai multă libertate decât la, la Cernăuți. Eu însumi am, în 1979, am părăsit Cernăuțiu și m-am stabilit cu traiul la Chișinău și așa mai departe și așa mai departe. Acum este Marian German și de la Cernăuți sunt și acolo tineri foarte buni, câțiva o să vorbească, cred că Vasile Tărățeanu. Vă mulțumesc! Dragii mei, optimist! Dragii mei, voi vorbi foarte puțin. Vreau să spun că unul dintre marii poeți austrieci, Paul Celan, spunea despre orașul Cernăuți că este un oraș al oamenilor și al cărților. Un oraș în care există mai multe librării decât cărciune. E bine, ziua de astăzi avem mai multe cărciune decât librării și dacă sunt librării, în toate cele librării nu vei găsi o carte românească. Ca peste tot. Ați intrat în normalitate. Da, în toată normalitate. Cât privește, așa, la Cernăuți existau și existau pe înainte... Pe timpul ei aveau librării românească, la Chișinău era interzisă ca, cartea românească. Da. Și nu era librării românească, era librăria Drujba, un magazin unde se vedeau cărți în limba poloneză, germană, română și rusă, desigur, foarte mult, chiar și în franceză. Bine, dar orașul Cernăuți a fost și un oraș unde apăreau foarte multe publicații literare, și publicații social-politice care apăreau în română, în ucraineană, în germană, în iidiș, în poloneză. După venirea rușilor, au dispărut toate publicațiile și a început să apară doar un singur ziar, Bucovina Sovietică. Acel ziar a apărut până în 1997, când scriitorul... 67, când poetul Vasile Levitschi, fostul nostru profesor, mentor,
unul dintre cei mai mari poeți din Bucovina, a fondat, a transformat ziarul Bucovina Sovietică, varianta ucraineană a ziarului Radianska Bucovina, și au început să apară Zorile Bucovinei, care inițial era organ al Comitetului Regional de Partid din Bucovina și al Consiliului Regional de Deputație a Poporului, și că astfel ziar a apărut până în, deci până în anii undeva 90 și ceva, aproape sfârșitul anilor 90, când a dispărut și partidul și Comitetul Regional de Partid și ziarul a rămas al nimănui. Apare și acum Zorile Bucovinei, am lucrat acolo mult timp în secția de cultură după poetul Ion Gheorghiță, după ce a plecat el la Chișinău. E vorba de un singur lucru, că după 90 au început la Cernăuți să apare diverse ziare și reviste, o anumită Libertate, și am înființat eu Plai Românesc, care l-am tipărit la Chișinău pentru a-l edita în grafia latină, Veșmântul Firesc al limbii noastre, făceam la Veta 4 ani de zile, până am avut proces politic și astfel am trebuit să plec de la ziar, fondând alt ziar, Arcașul, pe care l-am editat în 96, alt proces intentat, și din 96, după ce am închis redacția, l-am scos, iar putea scoate și astăzi, în continuare, dar nemai având mijloace bănești, nu mai apare. Tot am fondat și ziarul Curierul de Cernăuți, când mă temeam că va închide definitiv Arcașul, și un ziar Junimea pentru Tineret, care l-am scos tot câțiva ani la rând și le-am predat pe Ligii Tineretului Român de regiunea Cernăuți Junimea, ca să-l editeze tânărul scriitor Liviu Rusu, care, cu părere de rău, nu mai editează. Dar, în același timp, scriitorul Simeon Gociu a fondat o revistă pentru copii, care, cu părere de rău, acum nu mai apare, a apărut câțiva ani. Primele numere au apărut cu sprijinul Târgu Mureșenilor, este vorba de revista Făguriel, care era foarte căutată prin școli, pentru clasele primare, și revista Simeon chiar Gociu a inițiat și o colecție de cărți pentru copii, unde a apărut și Arcadie Suceveanu cu o carte de poezie pentru copii, am scos și eu una, Mircea Lutic, precum și alții scriitori, Simeon Gociu, chiar el însuși scosând o carte și de poezii și alta de proză pentru copii. La Hliboca, Nicolae Șapcă a inițiat o revistă pentru copii, Recreația Mare, care de asemenea nu mai apare, pentru că dacă înainte era cenzura politică, acum este o cenzură economică pe care nu mai poți suporta și care te sugrumă, și astfel dispar publicațiile una câte una. Iar și scriitorul Simeon Gociu a fondat o revistă, un ziar, mai bine zis, un săptămânal, Concordia, care inițial avea 16 pagini și un tiraj prin abonament de peste 16.000 de exemplare, a ajuns în momentul de față, după plecarea lui Simeon Gociu, după piedicile pe care le-au pus pe cale administrativă, pentru ca să nu se face abonamentul la ziar, pentru că are o anumită tentă naționalistă românească, publicația de la 16 pagini a ajuns numai la 4, dintre care două publică programul televiziunii române și în celelalte două pagini mici informații despre viața noastră social-politică din regiune. S-a fondat în această perioadă o publicație nouă la Herța, Gazeta de Herța, redactor șef a fost întâi Simeon Gociu, apoi acum e Vasile Băcu. Și un ziar care întâi a fost organ al Consiliului Regional, dar pe urmă au renunțat la el, un ziar care era dublaj al unei publicații ucrainene, Svoboda Slova în limba română, Libertatea Cuvântului, după ce a renunțat și la el șef, editorul ucrainean, a preluat un om de afaceri din Cernăuți, Mihai Grosu, care editează această Libertatea Cuvântului, o publicație de 16 pagini, destul de bine venită, și cam iată, acestea sunt Zorile Bucovinei, continuă să apară, iată, acestea sunt publicațiile românești de regiunea Cernăuți. Aș aminti aici de două publicații foarte importante, care au o tentă culturală și istorică. Este vorba de revista Glasul Bucovinei, inițiată de către doamna Alexandrina Cernou, membru de onoare Academiei Române, lucrează în colectivul acestei redacții profesorul doctor universitar Ilie Luceac,
Am lucrat eu o bucată de timp până acum, anul trecut și păi acum... Da. Scuze-mă, Vasile, nu inițiată de asta, reluată de vechea da, revistă, da, dar, Glasul Bucovinei, din perioada interbelică. Era seria nouă, sigur. Seria nouă, dar a inițiat-o doamna Alexandra Cernou. Seria nouă, da, seria nouă a ei, pentru că ea a apărut, până a apărut, a fost inițiată în 1918 și de către Sixti Pușcariu, care era profesor la Universitatea din Cernăuți, și a apărut atunci în perioada Unirii Bucovinei cu România și din primul număr, poemele Luminii Lucian Blaga au fost publicate în această revistă și prima prezentare frumoasă a lui Lucian Blaga a fost făcută de Sixti Pușcariu în această revistă. S-ar putea vorbi foarte mult și despre atmosfera de acolo, dar pe lângă această Glasul Bucovinei care apare un duplex, apar patru numere pe an cu sprijinul Institutului Cultural Român, lucrează acum tânărul nostru, German Marin, lucrează în colectivul acesta al nostru, și apare pe lângă aceasta scriitorul Dumitru Covaciuc, scoate un almanac, Țara Fagilor, pe care și până ziua de astăzi a scos 25 de numere, le editează la Târgu Mureș, căutând acolo Târgu Mureșenii care se află și ei, știți, domniile voastre, într-o situație nu prea bună și ei prinde de multe ori în România, în zona aceea, aproape că unele zone la Covasta și Arghita sunt minoritari și luptă pentru drepturile lor. Țara Fagilor scoate Dumitru Covaciuc 25 de exemplare de numere până acum. Și nu de mult, poetul Ilie Tudor Zegra, președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți, cu mai mulți ani în urmă, când trăia încă regretatul Laurențiu Ulici, la un congres al scriitorilor din România, discutând împreună, eram în trei cu Laurențiu Ulici atunci, am discutat și s-a fondat revista Septentrion Literar, care a apărut primele numere cu sprijinul revistei Luceafru, pe când era redactor șef Marius Tupan, și după ce câțiva ani n-a mai apărut, acum în ultimul timp, cu mare greutate, scriitorul Ilie Tudor Zegrea, un poet foarte bun, a obținut niște sponsorizări de la Departamentul pentru Români de Pretutindeni, dar pentru 3-4 numere pe an, în care publică, știu eu, creațiile scriitorilor bucovineni și celor care sunt plecați la Chișinău, se zbate și el cum poate și anul acesta a scos, pentru anul trecut, adică a scos în total 3 numere de revistă. Iată, acesta este peisajul revuistic și ziaristic din Cernăuți. Nu știu câte reviste vor mai rezista din acestea care apar acum, în momentul de față. Ele doar apar prin abonament, nu se vând la chioșc, la ziarul și din chioșcurile, la chioșcurile din regiune, pentru că la noi în Bucovina nu există acum în ultimul timp, după 40 încoace desigur, nu mai există această practică a cumpărării ziarilor de la chioșcurile cu ziare și nici nimeni nu umblă prin oraș și să strige cumpărați ziare, cumpărați ziare, a apărut ziarul Universul sau Cutare și oamenii se le poate procura. Deoarece și chiar atunci când erau puse în vânzare în chioșcuri din Cernăuți, vânzătoarele le puneau undeva sub teșghea, le dădeau la retur și astfel noi eram în pierdere enormă ca publicație. Unele dintre ele sunt puse de acum pe internet, pot fi, și cred că viitorul va fi acesta. Publicațiile de dorit să apară totuși în varianta aceasta clasică pe hârtie, dar să aibă și varianta lor pe internet ca să poată fi procesată în diverse zone ale țării, fie la Târgu Mureș, la Timișoara, la Iași, la București, în alte zone. Eu cred că aceasta ar trebui să fie această conlucrare între varianta electronică și varianta de ziar. E bine în varianta electronică, fiindcă un ziar care îl cumperi așa de la chiosc de undeva, îl iei și citești și nu mai poți avea contact și dialog cu editorul. În varianta electronică apar aceste comentarii, de multe ori ele sunt foarte urâte și nu țin nimic să vorbească, deci în mod constructiv asupra publicației, dar sunt și foarte multe comentarii prin care cititorii își exprimă poziții sănătoase, frumoase, cu privire la Cutare sau Cutare articol. Eu cred că o asemenea îmbinare ar fi foarte reușită și ar fi constructivă pentru viața de mai departe acestor publicații, căutând să se îmbine varianta online cu cea de hârtie. Pentru că
variante o linie pe bucată de timp, multe din ele nu se mai păstrează, iar de hârtie le mai poți procura în biblioteci, poți răsfoi, poți reveni la ele. Variante o linie dacă trăiești la țară, unde nu ai posibilitatea de, și majoritatea cititorilor noștri fiind la țară, nu prea au acces la internet și de multe ori, mai ales acum în criza aceasta prin care trecem cu toții, când se, curentul electric este deconectat și statele rămân ore și zile și fără curent electric, în cazul acesta nu mai ai acces chiar dacă ai internet la, ca să poți mai citi o revistă sau votare. Iată, aceasta este situația de la noi. Eu mă bucur că vă revăd aici pe șefii de reviste din țară și mă bucur să dea Domnul ideea pe care a lăsat-o aici stinsul nostru coleg, poet, Stoiciu, ideea a, ca Ministerul Culturii sau știu eu sub egida cui, să se facă un portal unde să fie incluse toate publicații literare, culturale și filozof și fie chiar și de istorie, să fie incluse toate câte apar, nu numai la București, ci în toate zonele unde locuiesc români, inclusiv și cei din afara țării, din afara noastră cea românească, dar și din diaspora, să fie tot pe un portal unde poți, să le poți foarte ușor contacta, astfel fiind la curent cu publicațiile din limba română care apar fie în Germania, fie în Statele Unite ale Americii, în Franța sau în Noua Zeelandă, sau cele care apar în, cât mai mult la Chișinău, în Ungaria, în Serbia și în Ucraina. S-ar crea un peisaj al nostru, al tuturor, al spiritualității românești, de pretutindeni, pe care ar trebui să o păstrăm și să punem fiecare unul la promovare în continuare, ori dacă pierdem spiritul nostru, dacă pierdem, ne pierdem identitatea națională, ne mai putea numi oare noi români? Vă mulțumesc! Da, e bine că se ridică subiectele acestea spre discuție, pentru că e într-adevăr o perioadă în care nu știm dacă suntem în criză sau tranziție, apropo de presă în general. Dacă suntem într-o criză a presei scrise care devine internet, dacă internetul e suficient de motivant ca și presă culturală pentru public, vom discuta nu numai astăzi și în continuare, dar să vedem ce ne-a pregătit redactorul șef al revistei Conta și directorul Bibliotecii Județene Diete Chirilianu de la Piatra Neamț, scriitorul Adrianu Gheorghe, a zis că are ceva special, s-a auzit. Da, plec de la ce spunea Daniel Condrache, unde este cititorul. Da. Așa, de asta textul dedic cititorului, care de fapt este inamicul nostru permanent. Iar textul se numește Comedia Literaturii și este răspuns la o anchetă literară la ce bun fiți ca literar acum. Într-o sală mare, ca asta, o fostă hală în care au funcționat atelierele de potcovit ca ai putere, criticul a convocat autorii să vină cu produsele literare la control. În ultima vreme au fost semnalate foarte multe devieri de la calitate. Poeme sub stas, romane în care personajele au refuzat să mai rămână captive, câteva și-au luat concediu prelungit, altele au părăsit teritoriul în care autorul își fixase acțiunea și nici măcar nu puteau fi date în urmărire aceste personaje în virtutea unor drepturi universale de care se bucură egal cei născuți și cei nenăscuți, cei imaginați și cei neimaginați. De asemenea, la oficiul de protecție a cititorilor au fost semnalate eseuri filozofice falsificate pe vapor în sala motoarelor sau sub scară, de niște chinezi care au învățat limba română silabisind etichetele de la pachetele cu hrană pentru pisici. Au fost semnalate piese de teatru cu personaje absolut frivole, false, din plastic, femei gonflabile, care odată umflate începeau să-și plângă soarta, amară, și să recunoască faptul că născuseră cândva niște plozi lepădați mai apoi la poarta bisericii, care nu slujea niciunei religii. O dramă. Domnul critic literar privi peste munte de literatură care se profila cu vârful în jos. Domnul scriitor priviră valea de literatură care se profilea cu adâncul în sus. În depărtare se auzi muzica. În ritmul ei, o rană se întoarce acasă, deși e târziu și timpul refuză să-și împulece plozii ca altădată,
S-a terminat gazul din lampă și acum acesta funcționează pe bază de ceață. Falsele promisiuni s-au adaptat într-o lume ostilă, numai că instinctul de conservare a fost numit deopotrivă al șaptelea simț, dar și artă pură. Ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Să luăm de la capăt. În Sala Mare, o fostă hală, în care au funcționat atelierele de potcovit ca ai putere, criticul literar a convocat autorii să vină cu produse literare la control. Atenție! Poeții de-a dreapta, prozatorii de-a dreapta, eseiștii de-a dreapta, dramaturgii de-a dreapta. De ce sunt toți înghesiți de-a dreapta? De-a stânga, tot teritoriul este al criticii. Bombănel, mici protest, o buscladă înăbușită în țistuituri, un fluierat de mierlă care s-a făcut țăndăre în hohotele de nestăpânit, un echipaj de poliție care trecu, precum Socrate și discipul, într-o acțiune de peripatetizare dictată de la centru, fluturați de la o firmă de pompe funebre, împărțiți tuturor, ca să puteți muri liniștiți, firma noastră vă asigură că vă redă veșnicii, alte bombănele, o amenințare supremă, greva scriitorului, astfel, timp de o lună, acesta nu va mai pronunța niciun cuvânt inteligibil, perioada în care va trăi ca oricare om obișnuit de pe lumea aceasta și asta în ciuda oricărui om obișnuit de pe lumea aceasta. Cu mâinile înfundate în litere, ca într-un aluat fără noimă, criticul literar scotea mici bucăți de rocă pe care le stinguia lângă zid. Cineva, de la o agenție de presă, întreba aproape urlat ca să fie sigur că vorbele ajung la țintă. Credeți că ați putea să faceți din bucățile acestea dure pe care le scoateți din litere și din cuvinte marele zid românesc care să se vadă de pe lună? Altcineva de la o altă agenție de presă. Domnule critic, domnule critic, se spune că la Castelul Bran a fost văzută lângă fantoma lui Vlad Țepeș și fantoma lui Alfred Nobel. Cum interpretați acest semn? Dar cu mâinile înfundate în litere, ca într-un aluat fără noimă, criticul literar scotea imperturbabil mici bucăți de rocă pe care le stivuia lângă zid. Unele se sfărâmau și le folosea ca liant, un fel de ciment cu priză rapidă, altele erau așa de conturoase că nu se potriveau în niciun fel și atunci criticul le cioplea puțin ca să se potrivească în construcția sa, care se contura destul de promițătoare, atât în înălțime cât și pe orizontală. Scriitorii strângeau mâinile pe furiș și făceau semne, grimase de încurajare, căci zidul creștea, zidul se suia până la gleznișoare, până la pulpișoare, până la costișoare, până la țățișoare, oho, ce întemeiere! Un autor se desprinse din grup, ușor agitat, părul rar și lung, ochelare cu o lentilă fisurată și spuse: vedeți, literatura nu mai e fără rost, chiar dacă pierdute tot în zare tinereții și mută-i gura dulce altor vremuri, timpul crește în urma mea, mă întunec. Mai departe, cu mâinile înfundate în litere, ca într-un aluat fără noimă, criticul literar scotea mici bucăți de rock pe care le stivuia lângă zi. Alături, autorii au improvizat o tribună din cărți la care au început să-și prezinte unei altora actele poetice. 1. Deșirat, slab, gângav, ca un sântuleț, căreia dușmanii credinței i-au sfârtecat vârful limbii cu o eșarfă la gât, înodată neglijent, care despărțea net partea de sus, solară, de partea de jos, terestră. Și spuse, criticul este individul care știe sub ce preș din fața ușii pune cheia autorul, după ce a plasat ultimul punct într-o carte. Și așa îi pătrunde în intimitate, șterge rabele pătate de sânge, de bietele lui zdrențe, de moralitate. Să-l lapidăm, să-l lapidăm. Aplauze susținute trofăituri. Altul, trist ca o armură prea mică pe un trup măreț. Domnilor, domnilor, atenție! În timp ce noi discutăm aici problemele morale și practice ale misiunii noastre, convinși că nu ne putem scălda de două ori în aceeași apă, în timp ce vorbim de trecutul unui prezent fără viitor și ne gândim la cât ar spune poezia dacă ar putea să vorbească, între noi a pătruns un cititor. Da, miroase a carne de cititor. Vă rugăm să închideți ferestrele, să încuiați ușile, să pregătiți capcanele, lațurile, destupați otrăvurile și presărațele pe metafore, inventați mlaștini din vorbe ca să le ademenim în smârcuri, băgați parabole fără ieșire, scoateți ghilotina lui Kafka de la naftalină, miroase a carne de cititor. Nu uitați, el, cititorul, este călăul operelor noastre. Ignoranța lui este mai amară ca moartea. Duhul lui Leneș a scos din câmpul literaturii milioane de personaje care acum își dorm somnul de veci sub pulberele de cuvinte în bibliotecile cimitiri. Hermeneutul să pregătească brațul de spini să-i facem pat în biblioteca Babel. Să-l închidem, să-l pedepsim cu program estetic. Da, miroase a carne de cititor. Mișcare în scenă, agitație, fiecare autor simte că a venit momentul să pună mâna pe cititor, în sfârșit să-l privească drept în ochi, decisiv, odată pentru totdeauna. Și mai departe, cu mâinile înfundate în litere, ca într-un aluat fără noimă, criticul literar scotea imperturbabil mici bucăți de rocă pe care le stivuia lângă zid. Dar ce ziua lucra, noaptea se sufla.
Nu e nici pesimism și nici optimism în textul lui Adrian Gheorghe. E o stare cu totul actuală și reală. Îmi face semn domnul Aurel Pantea de la Alba Iulia, redactor șef al revistei Discobolul, și sigur că îi dăm cuvântul. De cititor sau de scriitor? Care
N-a renunțat nici la recenzie, n-a renunțat nici la critică literară, n-a renunțat nici la critică de întâmpinare, practicând critica literară, critica poeziei, un soi de religiozitate, un soi de devoțiune dusă uneori până la religiozitate. Dar ținând seama de faptul că există o absență a criticului profesionist în scrierea cronicilor și recenziilor, se pune problema cine reprezintă autoritatea critică asta. Telecam, bineînțeles, pe care l-am pomenit adineaua, este o autoritate, probabil, de primă mână în literatură, în critica română contemporană. Mai există, probabil, și alți câțiva critici, dar autoritatea critică supremă, ca să zic așa, care certifică și garantează valoarea unei cărți sau valoarea unor cărți sau valoarea unui scriitor, nu există. Cred că situația, în revista Discopul, apropo, dacă v-ar zice, o anchetă la Centrul Critica Literară acum, la care au răspuns până acum vreo 25 de scriitori și critici literari, care susțin cam aceleași idei pe care le susțin eu acum. Probabil că ideile pe care mi le-am spus sunt furtișate din ideile pe care le-au renunțat criticii și scriitorii care au participat la această anchetă. Cred, pe de altă parte, că absența sau fenomenele pe care am încercat să le sfințez descriu o situație de tranziție a receptării literaturii române spre un tip de receptare cum se practică în revistele occidentale, unde nu se scriu cronici literare, unde nu se scriu recenzii, se prezintă foarte sumar cartea, ceea ce se scrie în revistele literare în Occident, reprezintă doar o reclamă, o invitație la piața cărții. Cam asta este situația. Până ajungem acolo, trăim de rutele și întrebările fundamentale, grave, urgente ale scriitorului român tânăr sau de bătrân contemporan. Mulțumesc! Spuneți-ne un gând. De ce ați ales să faceți literatură? De ce ați ales să puneți literatura în pagini de presă școlară? Ce vă mobilizează? Că asta ne interesează cel mai mult. Ca să vedem cum am putea noi, cei mai în vârstă, să-i mobilizăm la rândul nostru pe cei care vin după voi și după voi și așa mai departe. Așa încât vă prezentați și ne spuneți un gând. Suntem prelegi la ce vă credeți. Da. Apropo de ce s-a vorbit acum, nu avem atâta experiență mai tare, și istorie, da, poate. Mai tare. Revista noastră este o revistă creată la inițiativa elevilor și a profesorilor din liceu. Se numește Birita Gândul. Gândul, după cuvintele... Păi, schimb, da. Da, exact. Este o revistă cultural-artistică în care toți ne implicăm la nivelul liceului și... De exemplu, sunt copii care și publică acolo desene sau poezii. Avem mai multe catedre, sunt mai multe limbi, poezii în alte limbi, poezii în
limba română, engleză, franceză, texte, articole, păreri legate de evenimente culturale din Iași. De exemplu, a fost acum Filip și s-a organizat la noi în liceu cu scriitor Daniel Vidia, și eu am lucrat cu el. A fost și cu Lucia Cătărescu și s-au publicat articole legate de părerea noastră despre nu prea avem, adică nu suntem cunoscuți la nivel, la nivelul orașului, pentru că este mai mult în interiorul liceului. Încercăm cumva să insuflăm dorința așa a fiecăruia să contribuie cum poate la revistă. Poezii. Te l-aș întreba pe colega ta de acolo, dacă în facerea acestei reviste, aveți libertate de plină voi tinerii sau există o cenzură obiectivă sau subiectivă? Nu, noi scriem pur și simplu părerile, ceea ce credem, ceea ce simțim și apoi articolele noastre ajung să fie corectate sau verificate de profesorii de la catedra școlii noastre, însă avem libertate de plină. Da? În funcție de subiecte. Și apoi nu avem format electronic, doar pe foaie. Bine, ei vreau să facem un format electronic, e asta e ușor. Da. Durează 10 minute. Oricum mă scrieți la calculator. Ce înseamnă articole corectate? Probabil mai în funcție de ceea ce am spus noi, mai sunt adăugate anumite idei sau ne sunt rectificate. Da, anumite idei ca să spunem. Asta nu e bun. Încă nu avem experiență. Eu aș prefera să le corecteze gramatical și nu... Da, nu, gramatical. La litere, la idei și la tematică. Da. Pentru că, iată, au fost și mai sunt câțiva invitați pe care o să îi auziți, au fost idei foarte substanțiale despre ideea de presă culturală în ziua de astăzi. Aurel Pantea vorbea de această criză, eu sunt de acord cu el, nu știu dacă și ceilalți, nu e nimic, o să-l întreb pe Paul Gorban acum dacă e de acord, despre această criză a criticii și de faptul că n-am mai, hai să spunem așa, că n-am mai produs niște critici de mare substanță care să vină în întâmpinarea literaturii. Până la urmă, de ceea ce avem nevoie în ziua de astăzi, poate e mai puțin de a comenta o carte consacrată, o carte de bestseller pe care lumea o citește și o pricepe și o comentăm prin talk show-uri. Ar trebui să avem un aparat critic, niște critici pe aici, pe acolo sau peste tot, care să vină în întâmpinarea a ceea ce vine nou, că nu o să știi niciodată dacă tu scoți o carte de poezie peste o săptămână și n-ai să o poți scoate mai mult de 150 de exemplare, că asta e piața cărții, și ai să o dai la niște colegi, la niște prieteni și nu ți-o pune nimeni într-o pagină de revistă. Fac o paranteză, revista Scriptor pe care am prezentat-o aseară și revista Scriptor sub ale cărei auspicii se desfășoară și întâlnirile noastre din aceste zile, și a structurat la început un segment clar dedicat întâmpinării cărților, fie ele consacrate sau debuturi și așa mai departe, să existe acolo și dacă vă uitați în primele nume apărute, la Mutii Magistri sunt libri, am reușit să avem nume consacrate care să dea girul... Da, eu am vrut să-i pun în valoare și pe copii. Nu. Păi, pe el vreau să-l introduc acum. Bun, mă opresc eu atunci și... Paul, un gând, că ai ascultat ce a fost până acum. Poftim? Și nu vrei să vorbești? Fiecare generație, când vine sau când, iată, se consacră, mereu are ceva de criticat. Faptul că astăzi, în universități și în jurul revistelor literare sau în jurul unor cluburi de lectură, se formează ideea de critică a criticii, înseamnă că, de fapt, se caută o repunere în discuție, la un nivel mult mai pragmatic, a ceea ce înseamnă critică, și, practic, se caută o nouă linie acestui canon pe care îl
care discutăm și despre care mai toți am putea să descriu. Eu nu cred că am luat critica, pentru că mare parte din discuțiile de aici sunt în linia aceasta merge, că nu mai avem critici, că iată, da, pe bună dreptate, într-un dialog pe care am avut anul trecut cu Nicolae Mădulescu, cu emisiunea mea, la Confesiuni Literare, l-am întrebat, domnule Mădulescu, ați girat foarte multe nume și foarte importanți scriitori din generația poetică 80 și nu numai, dar iată, nu văd o reacție față de generațiile după. S-a recunoscut în emisiune, este filmat, cine vrea poate să intre, să găsește în Consejul Consejului Mai. Plus, eu nu mai citesc de 20 de ani. Și atunci, dacă tu cel care implică anume, nu mai citești, adică te retragi din literatură, despre ce discutăm? Despre canoane? Nu, e o falsă problemă. Punctul meu de vedere. Eu, uitați-vă, în jurul universităților, se spune că nu există critica murit. În jurul universităților, eu am colegi foarte mulți prieteni, sunt cercetători în jurul universităților și publică periodic studii de critică. Multe dintre ele studii finanțate prin programe europene. Nu putem spune că nu se mai face critică și, badibotivă, se face chiar pe temă, tematică, pe poezie, pe proză, pe autore. E adevărat, în jurul revistelor este mai greu să creezi astăzi un centru critic. Pentru că, trebuie să recunoaștem, astăzi, cel care este recunoscut critic în jurul unui proiect editorial a unei reviste, el de altfel reprezintă brandul revistei respective sau brandul editurii respective, da? Și el gândește la un moment dat exact cum se întâmplă la un ziar. Eu predau la un jurnalist și le spun studenți. Voi, la un moment dat, veți intra pe piață, veți face presă. Dar voi acolo veți avea aura voastră, veți fi voi. Însă, în momentul în care veți pune pe hârtie articolul vostru, veți fi ziarul respectiv. Veți fi trustul pe care voi, de fapt, pentru care lucrați. Așa și criticul sau cronicarul de lângă o revistă sau proiect editorial, da? El se pune în linia politicii editoriale. Cei mai mulți dintre ei. Până la ora, dacă eu primesc la redacția mea, oamenii sunt tine și sunt foarte deschiși. Și nu, nimeni nu este angajat nici politic, nici prea financiar, ca să fim dependenți de o sursă sau alta. Scriem despre orice carte ne place. Dar eu am colegi la alte redacții care îmi spun, nu, apropo la editura aceea, nu mă interesează. Păi despre ce vorbim? Despre o viziune reală asupra filmului. Despre o piață reală, despre o imagine reală asupra literaturii. Uitați-vă aici, sala este goală. Nu se poate. Deci și eu vin la dumneavoastră, că e destul de goală. Dacă ați predat la o instituție de jurnalism și nu sunt aici studenți de dumneavoastră, înseamnă că nu i-ați chemat. Nu trebuie să-i chemat. Ei au slavă, au drag. Nu poți să-i umpli pe oamenii timp cu orele să vină să participe. Nu suntem un comun. Să fie să aduc studenții să stea aici în amintea. Nu e vorba de obligație, e vorba de informație. E da, colegii mei, studenții mei au fost la conferințele de presă. De fapt, a fost cu asociere recunoască. Singurul curs de presă care a venit și acum v-a dat evenimente. Ai vizat că o studiu al inspectoratului? Suntem chiar partener media, pentru că așa așa. Dar credeți? Ați adus niște elemente care trebuie să-și facă. Trebuie luate semnături de la părinți, că nu se mai iese din timpul programului. Nu, asta o spun de multă vreme. Da. Domnul Grea Rova. Dați-mi voi să intervin. Câteva gânduri, că sunteți redactor șef de revistă. Vreau să intervin o secundă și să vă spun că fără nici cea mai mică reținere sunt de acord cu tot ceea ce a spus dumneavoastră. E teribil de falsă problema aceasta pe care o discutăm, a crizei literaturii în genere sau a crizei critice. Nu e adevărat. Amintiți-vă, vă rog, că între cele două războaie mondiale a fost o întreagă polemică pe tema asta, criza romanului. Tocmai atunci se vorbea de criza romanului. Nu, e falsă problema. Se scrie literatură, se citește literatură, că e pe online, că e pe suport scris.
Dar eu nu vreau să fac o întreagă teorie. Eu conduc o mică revistă care este foarte cunoscută prin aceea că este necunoscută. Se cheamă Babul Literar, apare la Bârlad, e în al 9-lea an și nu vreau să vă fac niciun istoric al acestei reviste pe care o conduc, pentru că mi-am pus pe hârtie câteva vorbe teribil de scurte pe care vreau să le luați în serios, chiar dacă ele sunt neserioase. Ce am scris eu aici? Și să nu râdeți, ba chiar vă rog să râdeți. În clipa aceasta, sigur, cel puțin 106 reviste literare din România își flutură catargele pe învolburata întinderea publicisticii momentului, între acestea găsindu-și loc într-un meandru al pârâului Bârlad și Baadul Literar. Apariție cu nume insolit, amintind vag de meteoricul poet Cezar Ivănescu. Dar Baadul Literar, revistă care, prin mine, vă invită la colaborări fără obligații contractuale, are în mod cert, și aici vreau să fiți atenți, o caracteristică singulară. E unica publicație din arealul românesc fără un colectiv de redacție, fără o echipă redacțională, răspunderea asumându-și cel care îl zice redactor șef, iar dacă pe niște numere de început au fost scrise și numele unor redactori, puneți ghilimelele, asta s-a întâmplat vorba unei cucoane mari din secolul de alaltăieri, de Fleur de Cucu. Unde mai puneți că am avut înscris pe copertă și numele unui director fondator, care la un moment anume chiar a crezut că este, dar i-a trecut. În rest, revista a împlinit 9 ani, iar dacă mimarea ajutorării culturii scrise continuă, în cerință UE și cadență estică, sperăm noi, redactorul șef, să mai venim în fața dumneavoastră cu dări de seamă, poate mai laconice chiar. Vă rog să nu vă supărați că am răpit un minut din atenția iubitorilor de scriptori și scriptori moldavi, dar poate nu numai moldavi. Doar granițile, de când se știe lumea, lume de țări, anamorfotice au fost. Stimați prieteni, la bună vedere și vă rog să nu uitați Baadul Literar. Atât am avut de zis. Să trăiți frumos! Mulțumesc.